Numărul donatorilor de sânge a scăzut considerabil odată cu venirea verii. Cel puțin asta susțin reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj, care spun că în ultimele 2 luni numărul donatorilor s-a înjumătățit. La fel ca în fiecare an, în perioada de vară, Centrul de Transfuzie Sanguină se confruntă în această perioadă cu o severă criză de sânge. Pentru a depăși această situație, sălăjenii sunt așteptați să doneze sânge atât la centrul din Zalău, cât și la orașele și comunele unde reprezentanții instituției fac teren. Angela Batea, directorului Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj, a declarat că în luna iunie nu s-au înregistrat decât 479 de donori, motiv pentru care reprezentanții instituției au decis să facă o amplă campanie de popularizare a donării. În acest sens au fost tipărite peste 500 de pliante care vor fi distribuite în rândul populației. Zilnic sunt sunați câte 10 donatori din rândul celor care nu au mai trecut pe la centru în ultimii ani și s-a făcut o adresă la Spitalul Județean ca în cazul în care un pacient are nevoie de mai mult de 2 unități de sânge să apeleze la aparținătorii acestora pentru a face rost de sânge. Reamintim că persoanele care vor să doneze sânge trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, greutatea corporală minimă de 50 de kilograme și să fie clinic sănătoase.